Reforma Procuraturii Generale este în plină desfășurare. Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat programul de dezvoltare strategică pentru următorii 2 ani. Procurorii susțin că noul program va contribui la îmbunătățirea activității angajaților, iar salariile rămân însă aceleași. Potrivit procurorului general Valeriu Zupco, de săptămâna viitoare Procuratura Anticorupție va fi reformată. Zupco spune că vor fi elaborate condiții stricte de selectare a candidaților la funcția de procuror anticorupție, care presupune testarea psihologică a fiecărui candidat, inclusiv și testul de integritate și cel poligrafic. Inițiem acest proces de săptămâna viitoare și vom trece la aceste reforme care se vor petrece în cadrul Procuraturii Anticorupție, inclusiv cu organizarea concursului, cu selectarea persoanelor. Vor fi elaborate condiții stricte de selectare, de acceptare în funcție de procuror anticorupție, care vor conține mai multe elemente în sine, inclusiv și testarea psihologică a fiecărui procuror care va activa în Procuratura Anticorupție. Mai mult ca atât, procurorii susțin că procesul de reorganizare a instituției nu presupune demiterea persoanelor care activează în acest sistem. Până la acest moment, în Procuratura Anticorupție erau 7 procurori ierarhici superiori, adică un procuror anticorupție, 2 adjuncți, 2 șefi secții, 2 șefi adjuncți ai secției. După reorganizare vor fi doar 4 procurori anticorupție și 3 adjuncți responsabili pe anumite domenii de activitate. Menționăm că programul de dezvoltare strategică pentru anul 2012-2014 a fost aprobat la 4 decembrie curent.